am 19 ani, trăiesc cu bunelul, trăiesc cu mătușa mea, care are 2 copii și vă mulțumesc mult de ajutor. Trăim greu, da, foarte greu trăim. Soțul, tata la copii nu e acasă, nu vine, nu e la Chișinău. Eu am un copil, dar nu e temporar. Soțul meu tot nu-i. Și bunelul e bătrân deja, 69-70 de ani de amom și are. Și foarte greu trăim. Vă mulțumesc mult de ajutor. Mulțumesc. Și bun numele Domnului. Și bun numele Domnului. Numele Domnului. Preiubiți frați și surori, vreau să vă mulțumesc din adâncul sufletului, vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că și ne-a dat posibilitatea astăzi să întrăm la această mamă. Rugați-vă în continuare pentru noi, pentru Casa de Milostenie, ca să putem în continuare să intrăm în casele nevoiașilor și să aducem bucuria, bucuria mântuirii și bucuria darurile bune din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă răsplătească în mii, ne rugăm pentru voi și familiile voastre. Și noi vă spunem la revedere și cu Domnul! Iisus a spus, deloc să nu vă temeți, eu sunt cu voi în fiecare zi. Să aveți credință prin furtuni de treceți, să se oprească le voi porunci. Să nu dați neapoi, ci dincolo de noi.